Pentru a menține nivelul necesar de aprovizionare cu sânge și plasmă în toată Moldova, trebuie să doneze sânge 250 de voluntari pe zi. Iar în cadrul campaniei naționale Donator, peste 100 de persoane vor putea dona sânge doar într-un singur sector din capitală sau dintr-o singură localitate. Campania Donator, organizată de Garda Tânără, a început pe 1 martie. De atunci, evenimente de colectare a sângelui au avut loc în 15 orașe, în urma cărora au fost colectați 647 litri de sânge și 157 litri de plasmă. На прошлой неделе в Окнице было проведено мероприятие в одном из крупных больших сел, где достаточно большое количество населения. Это село Лакушна. Стоит отметить, что данные мероприятия проводились не только в районных центрах, но в том числе и в Кишиневе. На Ботанике дважды в Центре семейных врачей мы проводили такие мероприятия. И Притура Рыжкановки также поддержал данное мероприятие. Campania este un eveniment care se va desfășura pe termen lung, astfel încât Garda Tânără intenționează până la sfârșitul acestei luni să viziteze încă 4 localități ale țării. Vorbim despre Ialoveni, Rezina, Dubăsari și Ștefan Vodă. Vineri, 16 aprilie, în incinta Centrului de Sănătate Ialoveni, între orele 9:00 și 15:00, îndemn toți tinerii să participe la acțiunea de donare. Vă asigurăm că vor fi respectate toate condițiile sanitare, de igienă și de combatere a virusului COVID-19. Și să nu uităm că viața are prioritate. Doar pe parcursul anului trecut, în cadrul campaniei, s-au desfășurat 35 de evenimente de colectare a sângelui.